Am întors în direct și n-ar fi rău poate să vorbim un pic și despre ce se întâmplă la aceste ore de vârf, de exemplu, în disputa asta de la distanță între canalele de știri. Cu puțin timp în urmă, de altfel, pe Antena 3 a avut loc o discuție legată de audiența postului B1 TV, interesantă de prestația președintelui Traian Băsescu, de ce Traian Băsescu se duce mai des la B1 TV decât la alte canale, de ce se duce la posturi unde audiența este mult mai mică. Traian Băsescu a stat la B1 TV și a făcut o audiență de 0,6%, exact ca întrebarea, acum era vorba de Răzvan Dumitrescu și de Madame Stancu, așa, care am zis că și-au au consacrat un timp destul de important din emisiunea lor ca să vorbească despre problema de la B1 TV și toată relația asta cu Traian Băsescu. La fel și Madame Vijulie, sau domnișoara Vijulie mai degrabă, care a fost între timp angajată de Realitatea TV și care mai discutam eu acum câteva zile, într-o dimineață, dimineața venea la post, netrezită bine, a spus vocea ei susurată, așa și cu graiul ei de vrăbiuță: dar președintele Traian Băsescu merge prea des la B1, ar trebui să se ducă așa de des la B1 TV. Asta a fost explicația. Păi președintele se duce și el acolo unde lumea nu-l înjură atât de tare. Cum să se ducă la Antena 3 sau la Realitatea, unde de dimineața până seara nu se face altceva decât e înjurat Traian Băsescu? Dar bun, dar nu asta era discuția. Cei de la Antena 3 s-au chinuit să ne demonstreze nouă că degeaba l-aducem pe Traian Băsescu, că aici oricum nu se face rating și ne pierdem vreme. Adică, vezi, Doamne, nici măcar cu Traian Băsescu nu ne scoatem noi. Păi uite că avem cifrele aici ca să le demonstrăm cam ce au făcut ei în timp ce se băteau cu pumnii în piept că Traian Băsescu nu face audiență la B1 TV. Deci Realitatea TV a fost bătută la rating la emisiunea respectivă practic dublu, 2,5 față de 4, cât a avut Realitatea TV, principalul său concurent, iar la share ei au avut 6,8 pe intervalul 22-22-30, când s-au debitat chestiunile astea, iar Realitatea TV a avut 10,6. Ăsta este principalul lor concurent și practic discuția ar trebui să înceapă de acolo. Da? Pe ei ar trebui probabil să intereseze mai mult. Dacă sunt atât de atrași de audiențele astea, putem să le dăm și minut cu minut, dacă vor, sau pe sferturi de oră, că le avem aici. Ce bătaie și-au luat de la Realitatea TV într-o seară în care ei încercau să combată B1 TV, care este totuși în piață de 4 luni și canal de știri de vreo 2 luni. Păi le amintesc celor de la Antena 3 că ei, după 4 luni de la apariție, aveau rating 0. Da? E bine, B1 TV, emisiunea la care vă uitați acum, a bătut aseară Antena 3, da? Marele post Antena 3, cu 1,9 share față de 1,6 cât a avut Antena 3 pe acest interval orar 23-24. Noi n-am vorbit despre Traian Băsescu foarte mult, nu l-am avut invitat pe Traian Băsescu aici. În primul sfert de oră, de exemplu, al emisiunii de aseară, B1 TV, adică această emisiune, a avut un rating de 0,7, iar Antena 3 de 0,3. Da? Al doilea sfert de oră a fost 0,5 pentru B1, 0,4 pentru Antena 3. Da? Asta apropo de marile dispute dintre canalele de știri. Chipurile ei sunt cei care pot să ne dea nouă lecții. Poate că lucrurile nu stau chiar așa și am văzut ce s-a întâmplat când plecase șmecherul lor în vacanță, imediat cum s-au repliat 2-3 ediții la rând, când n-au mai avut cât un subiect gras. Imediat s-au dus cifrele. Nu e chiar așa de simplu. Eu spun să vă vedeți de ale voastre, da? Și mai discutăm peste vreun an, doi. Vorba lui Neovidiu: câinele moare de